Vedeți că Dumnezeu are dorințe. Și frumusețea acestor dorințe este că El are numai dorințe bune pentru noi. Atât de impresionat am rămas studiind acest cuvânt mai aprofundat, rugându-mă. Chiar înainte cu o lună aveam acest mesaj pe inimă și spuneam și la fratele Florin că cu ajutorul Domnului poate o să predic la evanghelizare în seara aceasta din pasajul acesta. Cercetând toate Scripturile, dar vrea să facem o diferență foarte mare. Pentru că dorințele lui Dumnezeu, frați și surori, prieteni, sunt porunci. Aici este secretul, că foarte mult toți dorim multe lucruri. Diferența este că mulți se întreabă, de ce nu mi-a ascultat Dumnezeu toate dorințele, că așa scrie Psalmul 20, să-ți asculte toate dorințele tale. Frați și surori, prieteni, trebuie să faceți mare diferență între dorințele noastre și dorințele lui Dumnezeu. Adică dorințele noastre aparțin tot lui Dumnezeu. Diferența este că dorințele lui Dumnezeu sunt porunci. Aici gândul acesta trebuie să ne frământe și să înțelegem că Dumnezeu aur, tot spunea fratele Condor, că n-am ales nimeni când să ne naștem. Singurul care a știut când ne naștem și când trecem dincolo este Dumnezeu. Glorie! Nimeni n-am dorit, poate mulți au zis spunând, domnule, aș fi vrut să mă nasc în Spania. Alții ar fi spus, domnule, să mă nasc în America. Alții, de ce nu m-am născut în Germania? Dumnezeu știe de ce te-a născut în cap și în România. Slăvit să fie numele Lui. Glorie. Ați auzit și ați fost la seri de evanghelizare, poate ați fost la multe mormântări, la botezuri și poate ați amânat multe întrebări și v-ați pus aceste gânduri. Dom'le, ce o să se întâmple? Ce o să facem? Cum o să trăim? Și ce să facem în vremuri ca și acestea? Se frământau și poporul evreu. Singurul care cunoaște trecutul, prezentul și viitorul este Dumnezeu. Amin. Avem multe dorințe și așa mi-am și titulat mesajul, dorințele lui Dumnezeu. Haideți să intrăm un pic mai aprofundat, să vedem noi ca și părinți, și eu am doi băieți, noi ca și părinți avem dorință ca copiii să ne asculte, așa-i? Ca și oameni sau ca cetățeni ai României, avem dorință ca autoritățile să ne împlinească toate dorințele noastre. Profesorii au dorință ca elevii să-i asculte, nu? Elevii au dorință ca să asculte profesorii, să spună, bă, acum stai, ajunge, ascultați-mă și pe noi. Frații au dorință ca păstorii să-i asculte. Păstorii au dorință ca frații să-i asculte. Și tot așa putem să continuăm. Sunt multe dorințe. Uitați, orașul Capri care dorință de la autorități să asfalteze, nu? Cât nu vă doriți lucrul acesta? Acum de când bat și eu drumul acesta, îmi doresc și mă rog ca Dumnezeu să rezolvă și această problemă. Sigur, este o dorință. Autoritățile zice, băi, de ce nu vă implicați și voi mai mult? Singurul care are dorință și se implică și ne ascultă este Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. Amin. N-am citit versetul acesta, dar știți, uite, o dorință a lui Dumnezeu sau o poruncă, o găsim în Faptele Apostolilor, capitolul 17, versetul 30. Ia, fraților, apelați la memorie. Nu vreau să vă pun la încurcătură. Haideți ca să nu vă curg, vă aduc eu aminte. Ci că Dumnezeu nu ține în seamă din vremurile de neștiință, ci poruncește tuturor oamenilor de pretutindeni, ce să facă? Doamne, ajută-ne la aceasta. Amin. Vedeți, asta e o dorință, o poruncă a lui Dumnezeu. Nu este un moft al nostru. Nu este un moft a bisericii pentecostale sau bisericii baptiste sau bisericii adventiste, ci este o poruncă a lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie numele Domnului. Amin. Această dorință Dumnezeu, știți, spuneam de multe ori, da, mă repet și seara aceasta, nu este carte în lume, nu este carte în lume, ca să arate atât de clar cum arată Biblia despre păcat. Îl arată pe David cu păcătuit, îl arată pe Avram cu păcătuit, îl arată, dacă vreți, pe Absalom cu păcătuit, pe Asaf, îl arată pe Avram, îl arată, dacă vreți, pe Petru, nu?
care carte din lume, care dintre noi ar fi scris mânat de Duhul Sfânt, să spune Petru s-o lepădat de la credință? Credeți că nu a fost discuție între apostoli? Credeți că nu a fi spus apostolului să zică tăi, bă, Petru, auzi, tu te-ai lepădat. Noi te-am auzit cu urechile noastre că nu le-ai crezut pe Domnul. Ce ziceți dacă ar fi în adunare să auziți un om dintre noi, un frate, să auziți să se blesteme, că așa spune Biblia. Să se blesteme cum s-o blestema Petru. Nu spune Biblia cum s-o blestema, dar dacă Biblia a spus că s-o blestema sau ăsta înseamnă că s-o blestema cumva. Ei, nu dați eu, spune, blestemată să fie ziua în care o adus vestea că se naște un om de parte bărbătească. Ce ziceți dacă ați auzit pe un frate așa în adunare sau în jur? Ce ziceți despre el? Bă, probleme grave are. Uite că Dumnezeu nu spune așa. Nu este clar de lume să condamne cum condamnă Biblia păcatul. Dar ascultați-mă bine. Nu este clar de lume să dea soluția iertării. Aleluia. Slăvit să fie numele Lui. Uitați ce spune capitolul acesta, versetul 18. Doresc eu, spunea Dumnezeu, moartea păcătosului. Zice Domnul Dumnezeu, nu doresc eu mai degrabă ca el să se întoarcă de la căile lui și să... Auziți soluția lui Dumnezeu? Să trăiască, binecuvântat să fie Domnul pentru aceasta. Nu o să apelez să vă spun să ne condamnăm ce păcate avem. Nu o să predic în seara aceasta, o să predic despre dorințele lui Dumnezeu. Și dorințele lui Dumnezeu sunt cunoscute. Aici vă spun mulți întrebarea și zice, bă, ajungi o singură dată să auzi Evanghelia și de ajuns ca Dumnezeu să te judece. Ei, mulți să scuză, zice, n-am auzit niciodată Biblia. Nici o problemă, ai auzit de conștiință. De unde știi că n-ai voie să minți? Că n-ai citit în Biblie. De unde știi că n-ai voie să furi? De unde știi că n-ai voie să muți hotarul? Că n-ai citit în Biblie, nu? Spunea un frate misionar că a ajuns într-un timp din India și a găsit acolo un trip complet, fără haine. Și a rămas el mirat. Domnule, niciunul dintre ei nu fac ce fac alții. Nu aș vrea să spun de la... Și l-a întrebat, domnule, dar... Păi zice, în conștiința noastră. Știți ce-i frumos? Ascultă-mă bine, prieten. Dumnezeu a pus în mintea și inima ta gândul veșniciei. Asta a făcut-o Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. Asta este o dorință a Lui. Dorințele lui Dumnezeu sunt cunoscute. S-a descoperit Dumnezeul lui Adam și Eva. Toți am auzit de Adam și Eva, nu? S-a descoperit Dumnezeul lui Avram. S-a descoperit Dumnezeu poporului Israel. Și seara aceasta vrea Dumnezeu să descopere și ție. Binecuvântat să fie numele Domnului. Asta este tot o dorință de-a Lui. Să nu credeți că frații au făcut această stări de evanghelizare cu o dorință să facă lucrul acesta. Sigur că Dumnezeu l-a pus în minte, în inimă și o programat. Dar cel ce a pornit și a făcut acest lucru este că Dumnezeu a dorit încă o dată. Poate a fost de ani de zile la evanghelizare, poate a fost ani de zile la mormântări, la botezuri, poate a fost ani de zile și au ascultat predici bune, alții ți-au plăcut, alții, bă, dacă aș fi fost eu să rugau așa de împreună. Pe mulți îi deranjează rugăciunea aceasta în comun. Dom'le, dacă nu s-a rugat, ce fain ar fi, mi-a plăcut cântarea, mi-a plăcut predica, dom'le, dar acolo creăm urmat un șo, altul striga, altul plângea. Vreau să vă spun, frate și sură, prieteni, același lucru se întâmplă când toate bisericile se adună, de obicei la ora 9 sau 10, toate bisericile din lume. Că fie biserica ortodoxă, pentecostală, fie biserica catolică. Acum, câți oameni se roagă în biserica aceea deodată? Sunt mulți, așa e, nu puteți să-i numărăm. Poate Dumnezeu să-i asculte. Înseamnă că Dumnezeu poate și să aceasta să se asculte pe tine. Slăviți să fie El în veci. Ei, Dumnezeu a pus dorință în inima acestor frați din camnic. Mai mult sau mai puțin cât să zi la număr, a pus ca să facă această săptămână de evanghelie. Dar peste toate aceste dorințe este porunca lui Dumnezeu, cum spunea și frate Daniel și fratele Condor, este că trebuie să predicăm Evanghelia. Doamne, ajută-ne la aceasta. Asta e frumusețea. Dorințele sau poruncele lui Dumnezeu, frați și surori, prieteni, sunt cunoscute. În mintea ta, în inima ta, ți-a vorbit Dumnezeu de multe ori. Sunt convins de asta. Nici nu mă îndoiesc că nu ți-a vorbit Dumnezeu, s-a tras atenția de multe ori.
dorințele Dumnezeu sunt clare. El nu merge așa la bâșbăind. Să spune, Doamne, a dat Dumnezeu o poruncă să vede dacă se împlinește sau nu se împlinește. Nu. Dorințele Dumnezeu sunt clare. Vă dau numai un exemplu. Când robul acela viclean se duce în geam, știu că ești un om aspru și că strângi sau culegi de unde n-ai secerat. Ce i-a spus atunci împăratul? Păi dacă ai știu că sunt lucrurile acestea, că sunt un om aspru și eu de unde n-am semănat și culeg de unde n-am secerat, n-ar fi bine să fi dat talentul, vorbit la dranțul, să fi dat ca să faci și să-ți dai banii la zarafi și când mai vine să-mi iau eu, spune acolo, dobânda. Poruncele Dumnezeu, sau dorințele Dumnezeu, sunt clare. Sunt cunoscute și sunt clare. El nu-s la voia întâmplării. Ei, ne întoarcem la porunca care am citit-o prima dată. Dumnezeu a poruncit să, ca oamenii de, să nu ține seama de oameni de neștiință, ci poruncește tuturor oameni de pretutindeni și în cafnic. Poruncește Dumnezeu? Ca oamenii să se pocăiască. Doamne, ajută-ne la aceasta. Acum, pocăință, de multe ori, noi confundăm această pocăință. Dorințele lui Dumnezeu sunt clare, sunt cunoscute, nu sunt la voia întâmplării. Dumnezeu le spune în fața tuturor. Arătați-mi vreun loc unde Dumnezeu nu vorbește. Uite, fratele a ajuns, fratele Gabi a ajuns în Africa. La triburi unde nu-l întrebi ce limbă cunoscă. Dumnezeu vorbește și acolo, se face cunoscut. Aș vrea să spun, prieten, ascultă-mă bine, Dumnezeu astăzi s-a dorit încă o dată să mai stai de vorbă cu tine. Și-a mai făcut timp Dumnezeul Universului, nu că n-are El timp, ca încă o dată să stea de vorbă cu fiecare. Acum o să spună frase, așa, frate Cornel. Nu, frați și surori, Dumnezeu ne vorbește și la noi. Amin. Știți că Dumnezeu are dorință și pentru biserică? Amin. Și primul lucru care vreau să-l scot în evidență este că Dumnezeu, într-adevăr, are dorințe pentru El. Ascultați-mă bine, Dumnezeu are dorințe. Uitați-mă, recitesc versetul acesta, 23. Doresc eu moartea păcătosului? Știți că plata păcatului este moartea? Dar darul fără plată, că îmi spune cadrul roman, al lui Dumnezeu în Iisus Hristos este viața veșnică, slăvit să fie Domnul pentru aceasta. Această dorință a lui Dumnezeu de a te întoarce și de a trăi. Uitați ce spune cartea Isaia, îmi place foarte mult versetul acesta. În Isaia, în capitolul 1, avem un verset frumos. Versetul 16, dacă nu greșesc, dar deschidem Scriptura să citim. Să vedeți ce frumos vorbește Dumnezeu aici, prin prorocul Isaia. Spălați-vă, deci uitați o dorință a lui Dumnezeu. Spălați-vă, deci și curățiți-vă, luați dinainte ochilor mei faptele voastre rele pe care le-ați făcut. Și încetați să mai faceți rău. Uitați o dorință lui Dumnezeu. Versetul 17. Învățați-vă să faceți binele, căutați dreptatea, ocrotiți de cei asupriți, faceți dreptate orfanului și apărați păvătul. Și uitați versetul 18. Veniți totuși să ne judecăm, zice Domnul. De vor fi păcatele voastre cum ca și cărmâță, se vor face albe ca zăpada, de vor fi roșii ca purpura, se vor face ca lâna. De veți asculta, veți mânca din cele mai bune roade ale țării. Dar de nu, nu veți voi și nu veți asculta, de sabie veți fi înghițiți că-și gura Domnului. Auziți? Gura Domnului a vorbit. A vorbit săptămâna aceasta. Amin. Și vorbește și în seara aceasta. Nu că predic eu. Nu, nu. Și pentru că El e Dumnezeu. Aleluia. Și dorește ca tu și eu să ne întoarcem la faptele noastre. V-a spus, nu o să intrăm în detaliu cu faptele noastre. Nu. Fiecare să se cerceteze, să stea în fața lui Dumnezeu, o să amintim, să revenim la aceste capitole cu faptele noastre. Să vedeți niște oameni din Scriptură, oameni sfinți, oameni care au umblat cu Dumnezeu și la un moment dat, când se deau de vorbă cu Dumnezeu, recunosc un singur lucru. Dom'le, Dumnezeu e Dumnezeu sfânt, iar eu sunt un păcătos și am nevoie de iertarea Lui. Slăvit să fie numele Domnului. Această dorință a lui Dumnezeu. Deci Dumnezeu are dorință pentru El. Credeți? Acum vă întreb, bă, prieteni, după aia și pe frate. Care dintre noi am fost la dorința lui Dumnezeu să la sfatul lui Dumnezeu să coboare Domnul Iisus din cer pentru noi? A fost careva dintre noi?
Frați și surori, ați participat la această dorință a lui Dumnezeu ca să aducă iertare omenirii? Care dintre noi am participat? Sau care dintre noi am meritat să ne fim copii al lui Dumnezeu? Am meritat careva de aici? Nu a fost cumva dorința lui Dumnezeu să se oprească în dreptul tău să te cheamă la pocăință? Și a cântat și a cântat aceea extraordinară. Când o zi Dumnezeu s-a oprit și în dreptul ei și în dreptul tău. Ei, vrea în seara aceasta să oprească în dreptul tău. Și mă rog, într-o zi de sărbătoare, 1 martie, auziți? Ce frumos! 1 martie, sigur, o să râde, ori o să spune, domnule, e zi de mărțișori, nu? Zi în care poți să faci un cadou Doamnelor. O zi în care Dumnezeu vrea să-ți facă un cadou foarte frumos. Amin. Știți care e ăla? Să lași toate faptele rele, să le mărturisești și să te întorci la El. Amin. Și prin credința jertfa lui să primești viață veșnică. Accepți? Sau e prea mult pentru tine? Asta e că nu-i cadou bisericii pentecostale. Nici cadou am eu ca și un rob care predică seara aceasta. Ci nu, este cadoul lui Dumnezeu viu și veșnic, slăvit să fie numele Lui. Această dorință a lui Dumnezeu, ca toți oamenii să vină la mântuire. Uitați ce spune Petru. E extraordinar. De multe ori vreau să-ți citează acest verset din Petru, așa când predică sau când... Dar uitați, se potrivește în aceasta încă o dorință a lui Dumnezeu, să vedeți ce frumoasă. Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței Lui cu încredunii. Unii cred că dacă s-a sfârșit săptămâna de vânzare, au scăpat de toate. Alții cred că dacă au venit la biserică și au făcut un legământ și după aia trăiesc cum vor, o sfârșit. Nu, nu. De-abia atunci începe sfințenia. Și uitați, nu cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește, auziți, extraordinar. Dumnezeul veșnic și sfânt dorește ca niciunul din voi să nu piară, ci să vină la pocăință. Doamne ajută-ne la asta. Amin.